Președintele Ignatie îi vrea pe români în carantină mediatică în postul Paștelui, mai precis preasfințitul Părinte Episcop a introdus o nouă metodă de purificare în cadrul catedralei episcopale pe care o conduce. Metoda este numită carantina digitală. Duminică, preasfințitul a oficiat la catedrala episcopală din Huș, vecernia iertării. În cadrul acestei ceremonii, părintele a venit cu niște cerințe total neobișnuite și a îndemnat pe toți credincioșii ca, măcar pentru o săptămână, să renunțe complet la lumea virtuală, adică fără Facebook, ori alte rețele sociale, dar și fără media. Tot acesta le-a explicat credincioșilor la ce este bun postul digital, căci, spune părintele, o astfel de măsură îi va ajuta pe oameni să-și purifice sufletul și mintea înainte de sărbătoarea Paștelui.